Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Mai am și altceva de prezentat. În afară de rație, am adus rație la apă. Vreau să vă spun că sunt minus 5 grade. Minus 5 grade, apa era înghețată deja. O parte din ea era înghețată, am spart-o. Bine, era o gheață foarte subțire, dar am spart-o. Și le-am adus puțin la apă pentru că să fie mai ok pentru ele și să se mai spele puțin, pentru că zilele acestea au fost noroi și s-au murdărit, din albe au ajuns negre, majoritatea din ele, cele românești mă refer. Uitați, încă este zăpadă peste tot, încă mai este zăpadă, încă nu s-a topit toată. Și rățoile și ăștia au început să calce. Și acesta maro, și acesta mă refer de aici, și acela de acolo, scuzați, fiindcă am mișcat camera, este super, super frig. Poate mulți o să spună că nu e ok. Băi, este destul de ok, pentru că, ia uitați, am văzut un clip din postat pe Facebook, un clip din Rusia, în care rațele la minus 20 de grade se scăldau în apă și era super ok. Și de ce să nu le aduc eu? Plus că anul trecut eu le-am mai adus în ianuarie, când era frig, încă era mai frig ca acum, și le-am mai adus. Și așa că am zis să le aduc și acum puțin ca să se scalde ele, ca să se mai învioreze puțin. Asta este balta lor. Bine, acum, na, ia uitați ce se scaldă. Bucurie mare pe ele, pentru că nu le aduc foarte des, pentru că na, le aduc o dată la o săptămână, le aduc o dată pe săptămână, le mai dau drumul. Ia uitați, una și ieșit din ea, din apă. Deci acest rățoi de fiecare dată este cel mai fericit. Acest rățoi maro. Și rațele. Vreau să vă spun că rața care a clocit în mai și care a clocit și în noiembrie a început iar să clocească. I-am luat, au luat până acum vreo 3-4 ouă și de acum vreau să las ouăle, poate iar clocește. Prima dată, cum v-am spus, a clocit la vârsta de 8 luni. La 8 luni să clocească, și la mine a fost super și a fost o mirare. Ia uitați, multe din rații au ieșit. Nu o să le mai țin mult pentru că este frig. Și n-au foarte mult, au în jur de 20 de minute de când sunt pe apă. Nici 20 de minute nu cred că sunt, dar n-am. Se bucură. Rațele celelalte au ieșit să mănânce iarbă. Apa, verdeața și celelalte fac, și mâncarea fac foarte bine la ele, pentru că eu de la apă au început să ouă. Când le-am adus la apă și le-am adus foarte des, au început să ouă cele românești. Când le dau la iarbă, iar e un factor foarte bun pentru ele. Și contează și foarte mult ce mâncare le dai. Sunt mulți factori în care reprezintă ouatul. Și pentru cel mai ales, trebuie să aibă căldură noaptea. Noaptea, deci, aseară au fost minus 10 grade și acolo eu am înfundat peste tot, pentru că deja, na, și este foarte cald înăuntru, deci când le dau drumul ies aburi din locul unde stau ele cu tot cu găini. Am mai schimbat câteva lucruri, nu o să vi le arăt acum, am făcut și alte chestii. În ograda am noutăți, dar nu o să vi le arăt acum, o să fac alt vlog.
Și dragi prieteni, nu vă mai chinui să vă uitați la acest video, pentru că deja este destul de lung și na. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!